Bună dimineața tuturor, bine ne revedem la o nouă conferință de presă după o pauză de două săptămâni în care nu am avut timp să răspund întrebărilor dumneavoastră, fie pentru că agenda de lucru a fost destul de încărcată, fie pentru că am și lipsit în această aceste două săptămâni din localitate, fiind atât la Asociația Municipiilor din România, într-una din săptămâni și săptămâna trecută la Ministerul Dezvoltării Regionale, la Institutul Național de Administrație. Dar sunt sigur că vom recupera astăzi și că vom comunica la fel de bine cum am făcut-o și până acum. Știți foarte bine că v-am spus mereu că îmi doresc să comunic cât mai des cu locuitorii din municipiul Roman, să avem o cale de dialog cât mai deschisă și cât mai facilă pentru fiecare dintre noi. Așadar, vă pot anunța că începând de astăzi este disponibilă aplicația care vă permite dumneavoastră cetățenilor municipiului Roman să transmiteți sesizările dumneavoastră către primăria municipiului Roman. Această aplicație este disponibilă în ambele platforme, atât pe platforma Android în Google Play, cât și în iOS în Apple Store. Și fiecare dintre dumneavoastră veți putea descărca gratuit această aplicație. Aplicația se numește Pentru Roman, dar o puteți găsi foarte ușor dacă dați ca și cuvânt de căutare Primăria Municipiului Roman. Va apare prima în magazin ca și opțiune de instalare. Noi o avem de circa 10 zile în primărie și cu colegii noștri am făcut mai multe teste pentru a vedea care sunt sincopele acum la lansare. Ca orice lucru nou este perfectibil, o parte dintre probleme le-am rezolvat noi prin ceea ce am constatat. Sunt convins că vor mai apărea lucruri noi care vor veni și de la dumneavoastră. De aceea chiar vă rog să ne trimiteți toate propunerile de îmbunătățire a acestei aplicații, tocmai pentru a o îmbunătăți. Avem persoane responsabile din primărie pe diferitele categorii de sesizări care se pot face. Primul pas este descărcarea acestei aplicații, așa cum vă spuneam, o găsiți foarte ușor scriind Primăria Municipiului Roman. Ulterior să citiți cu atenție termenii și condițiile de utilizare a acestei aplicații. Vă este necesară o adresă de e-mail, pentru că pe această adresă de e-mail veți primi notificările la sesizările dumneavoastră, sau de asemenea din aplicație aveți o rubrică cu sesizările dumneavoastră și puteți să vedeți stadiul acestora, dacă au fost preluate și dacă au fost rezolvate. De asemenea, există și posibilitatea de a indica locația problemei semnalate, fie având accesul la locație deschis din telefon și dând locația în care vă aflați, fie dacă nu, introducând adresa de referință și salvând-o și trimițând-o către Primăria Municipiului Roman. De asemenea, puteți vedea și toate sesizările care sunt active pe hartă. Și iarăși, ca și element de comunicare, veți găsi și un buletin informativ care vă permite un acces rapid la informațiile pe care Primăria Municipiului Roman dorește să le transmită către cetățeni. Așa cum vă spuneam, chiar vă rog ca în cazul în care sesizați sincope în funcționare sau dacă aveți propuneri de îmbunătățire a acestei aplicații, să ne comunicați acest lucru și noi la rândul nostru să vorbim cu dezvoltatorul pentru a o îmbunătăți. Ieri la ora 14 s-au încheiat lucrările
de reparații curente a celor trei linii de cale ferată. S-a acționat sâmbătă și duminică pe câte un sens demers cu trafic restricționat. Vreau să vă spun că față de reparațiile anterioare, proprietarii acestor linii ferate au luat în serios această activitate de reparație și s-a făcut cu mult mai multă răspundere decât data trecută. Am fost prezent și eu la fața locului și foarte multe din materialele care cedaseră pe parcursul exploatării acestor pasaje de trecere la cale ferată au fost înlocuite cu elemente noi, acele șuruburi mari de susținere a straiului au fost înlocuite într-un număr destul de mare. Fac precizarea că această intervenție este doar una provizorie pentru a putea depăși această iarnă. Deja încep să ne vină acordurile de la firmele care utilizează și sunt proprietarii acestor linii ferate, în care își asumă cota parte de cheltuiel pentru realizarea acelui proiect pe care eu l-am propus, în sensul de a renunța la două dintre liniile de cale ferată care traversează DN2 E85 și a venit doar la o singură linie care va genera o uzură mai redusă a acestei linii de cale ferată. Eu îmi doresc foarte mult și chiar am vorbit și cu colegii mei de la direcția tehnică pentru a mai purta cel puțin o discuție în acest an cu date concrete în momentul în care avem soluția tehnică de la proiectant, să ne mai întâlnim încă o dată cu toți proprietarii și utilizatorii acestor linii de cale ferată. Ulterior, pe parcursul iernii, să obținem toate avizele și aprobările necesare pentru această soluție tehnică și ulterior, din primăvară, să trecem efectiv la realizarea acestor lucrări. De asemenea, dacă tot vorbim de anul viitor și profitând de aceste ieșiri la lucrările de cale ferată, am mai stat și în primărie în acest weekend, fiind mai liber, fără presiunea activităților zilnice, am început deja să creionez câteva proiecte pentru anul viitor, pe care mi le doresc incluse în buget. Într-o primă etapă le vom discuta cu colegii mei de la direcția tehnică, ulterior și cu direcția economică și încetul cu încetul, când vom avea mai multe detalii legate de bugetul pe anul viitor, să le prioritizăm, să le bugetăm și ulterior, așa cum v-am obișnuit în fiecare an la conturarea bugetului pe anul viitor, să le dezbatem cu toate categoriile socioprofesionale de pe raza municipiului Roman. Ca element de noutate, așa cum am mai anunțat public unora dintre colegii dumneavoastră, vom aloca o sumă de aproximativ 200.000 de lei pentru bugetare participativă. Practic, romașcanii să aibă posibilitatea ca această sumă de bani să fie investită într-un proiect de interes local, cea mai bună idee urmând a fi pusă în practică. Urmează o perioadă aglomerată în ceea ce privește activitățile la primăria municipiului Roman. Avem în această săptămână mai multe evenimente. Aș începe însă prin a adresa o invitație celor care în acest an împlinesc 50 de ani de la căsătorie. La fel ca în fiecare an vom organiza nunta de aur și invit pe cei care în acest an au împlinit sau vor împlini 50 de ani de la căsătorie să depună la biroul unic o copie după certificatul de căsătorie, copii după actele de identitate pentru a face baza de date necesară organizării acestui eveniment și ulterior vom comunica locația și data organizării acestui eveniment. Îi așteptăm la fel ca în fiecare an pe cât mai mulți dintre romașcani care serbează această frumoasă cifră de ani de conviețuire împreună cu
partenerul de viață să petrecem împreună acest frumos eveniment și, bineînțeles, să primească și o recunoaștere din partea comunității în care și-au desfășurat și-au trăit viața. Joi, 29 noiembrie, vom avea o proiecție de film, mult așteptatul film Moromeții 2, va rula și în sala de festivități a primăriei municipiului Roman. Am reușit să obținem 3 ore de proiecție cinematografică, ora 14, ora 16:30 și ora 19, prețul unui bilet fiind de 10 lei. Biletele pot fi achiziționate din primăria municipiului Roman, de la biroul evenimente. Și eu sunt convins că acest film va avea un succes foarte mare la Roman și așteptăm de asemenea un număr cât mai mare de romașcani să achiziționeze aceste bilete. Ulterior, vine 30 noiembrie, zi liberă, zi de mare sărbătoare, Sfântul Andrei. Dorim să deschidem și patinoarul, sperăm ca în acest an să nu mai existe sincopele care au existat în trecut și dacă ne vor ajuta și condițiile meteo, patinoarul să poată deveni funcțional chiar cu data de 30 noiembrie. Ca element de noutate față de anul trecut, vreau să vă informez faptul că între orele 10 și 12, copiii sub 14 ani au accesul gratuit. Am dorit să introducem și această facilitate pentru a încuraja copiii să facă mișcare în aer liber, să facă patinaj și să se bucure de acest patinoar de la Roman, care va fi deschis în perioada 30 noiembrie, așa cum vă spuneam, până pe data de 13 ianuarie, când va începe demontarea lui. Prețurile vor fi la fel ca și anul trecut, 10 lei pentru sesiunea de patinaj și 10 lei pentru închirierea patinelor. De asemenea, tot vineri, de data aceasta odată cu lăsarea întunericului și aprinderea iluminatului public, vom porni și iluminatul ornamental cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Discutăm doar de iluminatul de pe E85 și de pe celelalte străzi unde am montat figurine, urmând ca în jurul datei de 13 decembrie să deschidem și iluminatul de pe fațada primăriei și cel din Părculeț. Cel mai important și cel mai așteptat eveniment al acestei săptămâni va fi ziua de sâmbătă, ziua de 1 decembrie, ziua națională a României, care în acest an are și o încărcătură deosebită, cred eu, un moment istoric pentru fiecare dintre noi. Sărbătorim 100 de ani de la Marea Unire și vrem să apreciem, așa cum se cuvine, efortul înaintașilor noștri și sacrificiul până la urmă al înaintașilor noștri, care ne-au oferit o țară liberă, o țară în care fiecare dintre noi să ne dezvoltăm și să ne trăim viața cât mai liber. De aceea am vrut să facem și câteva evenimente deosebite. Chiar dacă Republica Moldova, din păcate, în momentul de față nu mai face parte din România Mare, așa cum a fost ea la 1918, noi vrem totuși să facem un gest istoric și sâmbătă, începând cu ora 11, aici în sala de Consiliu, în sala Unirii din Primăria Municipiului Roman, să semnăm pactul de cooperare, practic ducerea la bun sfârșit a acelui pact de amiciție care s-a semnat în 2013, înfrățirea cu orașul Ștefan Vodă din Republica Moldova.
Așteptăm o delegație de 9 reprezentanți ai acestui oraș, împreună cu domnul primar, Gheorghe Angel, și sunt convins că vom trăi cu toții o experiență emoționantă. De asemenea, ulterior, începând cu ora 12, în piața Roma în Vodă, vom desfășura activitățile religioase și militare cu privire la sărbătorirea Zilei Naționale a României, ca element de noutate, pe lângă parada militară cu defilarea soldaților, vom avea și o desfășurare de tehnică militară care să vină în completarea acestei defilări. Vom avea sprijinul Ministerului Apărării Naționale, a Unității de Jandarmi, a SMURD, ISU, Poliția Națională, Poliția Locală și a ambulanței. Toate aceste manifestări se vor termina cu un foc de artificii de zi. Sunt convins că romașcanii care vor veni în piața Roman Vodă se vor bucura de acest eveniment și, bineînțeles, la sfârșitul acestor manifestări, respectând tradiția, vom avea amplasate corturi pentru servirea de fasole cu cârnați și țuică fiartă, însă până la această activitate vom amplasa și două corturi în care romașcanii vor putea servi ceai, având în vedere faptul că se anunță o vreme destul de geroasă pentru sâmbătă. Dorim să facem și să venim în sprijinul romașcanilor, oferindu-le câte un pahar de ceai cald pentru a se încălzi. Cam acestea au fost activitățile pe care eu mi-am propus să vi le aduc la cunoștința dumneavoastră, activități pe care urmează să le desfășurăm în această săptămână, alături de ședința de Consiliu de astăzi, de la ora 14, al cărei conținut dumneavoastră îl aveți deja, și, bineînțeles, celelalte activități curente și specifice din cadrul Primăriei Municipiului Roman. Mai departe, vă stau la dispoziție pentru întrebări. Ați declarat într-o emisiune TV că ați descoperit sincope în activitatea de desăpezire, dar n-ați intrat în detalii. Și a spus că operatorul va răspunde într-un fel sau altul. Dacă ne puteți spune ce sincope ați descoperit? Da. Cum răspunde conform contractului, bănuiesc? Conform contractului, noi am trimis o notificare săptămâna trecută operatorului de salubritate, cel care are obligația efectuării dezăpezirii la nivelul municipiului Roman. În primul rând, lipsa unor utilaje, eu am înțeles și punctul lor de vedere, schimbările legislative, însă timpul de reacție nu a fost cel așteptat de noi. Le-am spus foarte ferm acest lucru, le-am precizat și o procedură de lucru pe care o dorim a fi implementată începând din acest moment, și ei trebuie să înțeleagă faptul că Primăria Municipiului Roman este beneficiarul unui serviciu pe care firma de salubritate trebuie să îl îndeplinească conform cerințelor noastre. Așa cum vă spuneam, i-am notificat în acest sens, eu sper ca toate aceste sincope să nu se mai repete, dar în același timp vreau să vă spun faptul că luni, deși a nins cu o cantitate destul de însemnată de zăpadă, s-a circulat în condiții de iarnă, este adevărat, pe toate străzile din municipiul Roman. Ulterior, începând cu ora 23, când ninsoarea a încetat, s-a intervenit pe străzile principale prima dată, așa cum o impune protocolul, și ulterior și pe străzile adiacente și pe aleile dintre blocuri, pentru degajarea stratului de zăpadă, și dimineața ați văzut că s-a putut circula în condiții foarte bune pe marea majoritate a străzilor din Roman. O problemă a mai existat la trotuare și aici a fost o sincopă din partea operatorului, în sensul în care nu au dezăpezit așa cum trebuie trotuarele și așa cum mi-am dorit eu. De aici și reacția mea, și vreau să vă asigur că vor fi plătiți exact pentru ceea ce au făcut. A spus că
mi-a comunicat telefonic că urmeau să intervină la ora 12 ziua. Da. Au intervenit la ora 12. Au intervenit începând cu ora 12, însă nu în ritmul în care mi-aș fi dorit eu. Bun, și aici apare, lumea a fost destul de nemulțumită, așa, mai ales în social media. Trebuie să vedeți și faptul că ningea în continuu. Asta e ideea. Aș dori să le explicați oamenilor de ce nu se intervine pe perioada cât se ninge. Din punct de vedere economic, nu e fiabil sau... Și din punct de vedere economic, pentru că dacă... Nu știu cum e la dumneavoastră, dar eu vă spun că de fiecare dată când la mine acasă îmi dau zăpada și când ninge în continuu, ies după două ore, e aceeași cantitate de zăpadă acolo. Corect, dar sunt de acord cu dumneavoastră, însă, așa cum am spus, s-a circulat pe toate străzile din municipiul Roman, în condițiile în care există viscol sau în condițiile în care ninge abundent, nu intervii decât pentru degajarea căilor principale de rulare către spital, către ambulanță, către ISU. Asta e o practică comună în România. E peste tot. Dar nu numai în România, peste tot în lume. Eu vă spun că peste tot în lume și dacă observați, o să vedeți că întotdeauna se intervine la dezăpezire. Important este și toată lumea trebuie să înțeleagă că din momentul în care s-au terminat aceste condiții meteo, atunci se vede capacitatea unei administrații publice care în momentul în care, așa cum v-am spus, la ora 23 s-a oprit ninsoarea și dimineața toată lumea când a ieșit din casă la ora 6:30 a văzut că străzile erau curățate. Eu cred că așa trebuie gândite lucrurile, așa trebuie raportate. Altfel nu facem altceva decât să cheltuim bani. Trebuie să înțelegeți că fiecare trecere din aceasta pentru îndepărtarea zăpezii de pe străzile principale din municipiul Roman înseamnă undeva în jur de 30-40 de mii de lei. Ceea ce înseamnă sume de bani pe care nu știu dacă trebuie să le cheltuim fiecare trecere pe străzile principale din oraș pentru îndepărtarea mecanică a zăpezii. De aceea, noi intervenim în prealabil atunci când se anunță ninsori. Intervenim cu împrăștierea de material antiderapant, tocmai pentru a nu lăsa zăpada și să înghețe pe carosabil. În zonele centrale am intervenit cu clorură de calciu, pe străzile celelalte am intervenit cu sare, cu material antiderapant, astfel încât ați văzut că nu am avut străzi înghețate. Au fost anumite probleme, dar acestea au fost cauzate de persoanele care, în loc să arunce zăpada pe spațiul verde, au aruncat zăpada înapoi în carosabil. Și eu am întâlnit foarte multe astfel de persoane. Am oprit la toate acestea, rugându-i frumos să nu mai arunce în stradă zăpada și s-a și văzut în anumite zone și dacă vă uitați, o să vedeți trotuarul și parcarea era curată, dar strada era înghețată din cauza zăpezii care a fost aruncată acolo. Și legat de prevenirea poleiului și a înghețului, faptul că se folosește clorură și sare face ca această operațiune să nu fie tocmai vizibilă. Și atunci lumea se întreabă de ce nu se mai dă cu nisip și alte... Dar nu mai avem voie să mai dăm cu nisip și cu sort pe drumurile publice. Da. Deci asta e legislație. Da, da, da. E clar. Da. Ocolitoarea Roman Vest, unde ați ridicat gurile de canal, unde s-au ridicat gurile de canal, tot au mai rămas vreo trei. Sunt mai multe care nu s-au ridicat. Noi ne-am canalizat atenția în această toamnă pe cele până la intersecția cu Sucedava și Miron Costin, urmând ca în primăvara anului viitor să mergem mai departe. Ele mai sunt acolo vreo 25 de canale, chiar dacă nu se văd toate. Noi le știm exact unde sunt. Astăzi se intervine pe acea ocolitoare tocmai pentru a pune asfalt rece RRD pe acele campace de cămin care să reziste până în primăvară și ulterior în primăvară cu devierea traficului pe Miron Costin și Sucedava să putem acționa în continuare pentru ridicarea la cota acelor capace. De asemenea, această activitate va continua și pe Ștefan cel Mare, E85, pe tronsonul de la gară spre barieră, unde atât pe o parte cât și pe cealaltă ne dorim anul viitor să le ridicăm pe toate în cota. Se intervine și am spus pe 85 în zona aia pe Ștefan cel Mare, da? Și acolo intervenim pentru niște găuri. Păi, la fel, astăzi avem echipele în teren pe Ștefan cel Mare, acel tronson și pe ocolitoarea Roman Vest. Pe Nebălcescu. Ședința de Consiliu Local de astăzi am văzut că este un proiect în ce privește administratorul public.
se pregătește primăria să numească un administrator public? Sau? Noi aveam o hotărâre de Consiliu mai veche din anul 2008, care prevedea anumite criterii pentru ocuparea acestei funcții. Eu am modificat acea hotărâre de Consiliu în sensul în care am pus condiții mai largi pentru a putea permite organizarea unui concurs și aștept un număr cât mai mare de candidați pentru ocuparea unui post de city manager. Acest lucru vine pe de o parte ca o necesitate, având în vedere proiectele care vor intra în următorii 4 ani și sumele de bani care vor intra în următorii 4 ani în Roman, așa cum bine știți și dumneavoastră, circa 45 de milioane de euro care vor intra în următorii 4 ani în Roman, și atunci e nevoie de o persoană care să se ocupe de gestionarea problemelor pe care le ridică implementarea unor astfel de proiecte la nivelul municipiului Roman. Trebuie să înțelegeți faptul că eu, pe lângă activitatea administrativă pe care o am, mai am și anumite îndatoriri politice. Urmează în următorii 2 ani 4 runde de campanie electorale și nu vreau ca acest lucru să afecteze activitatea din primărie. Tocmai de aceea îmi doresc în echipa din primărie o persoană competentă, o persoană care să aibă experiență managerială în vederea implementării acestor proiecte, mare dintre ele cu finanțare europeană. Tot auzim chestia asta cu înfrățirea dintre orașe, bani înfrățim cu unul, bani înfrățim cu ălalt. Explicați un pic, practic, ce înseamnă asta? Cu ce contribuie asta la viața romașcană? Eu pot să vă dau numai acest ultim exemplu, cu cei din Ștefan Vodă, unde au fost asta viste... Nu e numai simbolic, asta voiam să vă dau exemplu cel mai concret, că în ultimul an de zi, sau cel puțin în anul 2018, urmarea acestor relații dintre cele două orașe s-au făcut cel puțin 6-7 vizite reciproce, unele la nivelul oficialităților, altele la nivelul comunităților, oamenilor din comunitate. Și am avut invitați atât din Roman, care au mers în Ștefan Vodă, de la școli și licee, cât și din Ștefan Vodă, care au venit în Roman. Practic există aceste relații de prietenie care se pot lega între două comunități. Așa cum spunea și dumneavoastră, legat de Republica Moldova, Ștefan Vodă e mai mult o chestiune legată de suflet, de emoție, pentru că vorbim până la urmă de un teritoriu românesc, însă vreau să vă spun că am reluat discuțiile și cu cei din Armenia, cu Diligean. Anul viitor suntem invitați în acest oraș, tocmai pentru a relua înțelegerile dintre noi, a relua contactele. S-a schimbat și acolo primarul, s-a schimbat și la Roman primarul, și atunci să reluăm și să vedem posibilități în care, cel puțin din punct de vedere cultural, să existe un schimb de idei între cele două comunități. Nu trebuie neapărat privit totul din punct de vedere economic, ci trebuie privit și din celelalte puncte de vedere. Știu că echipa de handbal feminin junior unul la PS a fost la dumneavoastră cerându-vă susținerea pentru a juca în divizia, pentru a forma o echipă de divizie. Da, au și primit. Ați hotărât? Au și primit. Din momentul în care m-am întâlnit, le-am și spus că vor fi susținute. Anul viitor vom pune la punct toate detaliile și vom înscrie această echipă în divizia. Sub formă CSN sau? Asta rămâne să decidem la începutul anului viitor. Aplicația de sesizări. Dacă ne puteți spune un cost? Ea reprezintă un contract în rate pe 12 luni, cu tot cu găzduirea în cloud, pentru că nu am vrut să investim în servere. Dacă nu mă înșel, cred că e undeva în jur de 6.000 de lei pe lună. Da. Ați spus să vă sesizăm, harta nu merge. Ba da, merge. Eu am încercat, mai merge și unde de eroare. Dacă vreți, vă fac și eu demonstrație. De telefon, deci eu chiar am folosit-o, vă spun. Ia să facem. Sesizare nouă. Alege locația. Harta merge.
Nu, hartă sesizări eu am dat și îmi dădea o eroare ceva și acum aici. Hartă sesizări? Ia să vedem. Da. Merge? Da, la mine merge. Arătați-o la camera. Mă rog. Deci da, sunt sesizări? Da. Ei, sunt cele cu care am lucrat noi în această perioadă, plus o parte care... Faceți o practică, sesizări, da? Jurnalistică. Ia. Sesizare nouă, da? Da. Prima dată alegem tipul sesizării și aici avem mai multe câmpuri, parcări neregulamentare, spații verzi, parcuri, mobilier urban, locuri de joacă, străzi, alei, trotuare, parcări, taxe și impozite, salubrizare, iluminat public, tulburarea liniștii și ordinii publice, construcții, lucrări neautorizate, situații de urgență și altele. Practic, acestea sunt câmpurile pe care noi le avem și hai să încercăm cu să spunem un coș de gunoi. Merge și la dumneavoastră, da? Ok, mă bucur. Așa, spunem... Și de ce nu mergea? Da. Am încercat conectarea la rețeaua gratuită de aici. Am înțeles. Da, coș, da. Coș de gunoi rupt, să spunem. Dăm locația. Roman Mușat, numărul 33. Dăm căutare. Și deja ne-a apărut. Dăm salvare a locației, coordonate salvate. Dacă vrem, adăugăm și poză. Putem să facem poză cu camera. Ia să vedem. Asta merge la cineva de la serviciul respectiv. Exact. Încărcăm. Asta ajung toate la poliția locală sau merg pe servicii repartite? Nu. Fiecare în funcție de area de competență va ajunge la responsabil de serviciu. Unele ajung la poliția locală, altele la serviciu pentru situații de urgență, altele ajung la direcția pentru servicii edilitare și tot așa. Indiferent de termen se pune un răspuns. Obligatoriu se pune răspuns. Și în weekend? Și în weekend. În weekend, dar în weekend doar în funcție de cele care prezintă risc, da? Și se intervine inclusiv în weekend. Sesizare salvată, aceasta înseamnă că a fost trimisă către punțuri, fericiuri. Da, situațiile care apar. Și deja mi-a apărut și în aplicație. Deci, eu cred, din punctul meu de vedere, că e o aplicație destul de la îndemâna fiecăruia, tocmai pentru a avea o posibilitate de a comunica orice problemă care apare în municipiul român. Legat de cale ferată, s-a ajuns la un consens până la urmă? Da, vă spuneam. Că asta este, rămâne această, o linie. Aceasta este direcția spre care a fost de acord și CFR-ul și toată lumea. Da. Chiar avem un proces verbal semnat și asumat de toate părțile care au fost prezente la acea discuție. Să le explicați oamenilor de ce s-a făcut intervenția asta acum. Am înțeles că e provizorie, dar oamenii se întreabă, domnule, iarna nu s-a putut face cât a fost cald. Păi nu s-a putut face că n-am avut consensul lor și n-am avut implicarea lor. Acum, odată cu acel proces verbal, fiecare dintre noi ne-am asumat obligațiile prin acest proces verbal. Ei și-au asumat obligația de a repara tocmai pentru a asigura trecerea peste iarnă. Dacă lăsam dezastrul acela să treacă peste iarnă, vă dați seama că era jale. Acum, nu zic că e perfect, dar oricum e mult mai bine față de ceea ce era înainte. Am găsit foarte multă apă sub substrat și toată acea zonă trebuia să aibă o zonă de dren, ceea ce, din păcate, în momentul de față lipsește. Legat de cealaltă ocolitoare, Romanes, în care a spus că vă veți adresa instanței. Suntem deja la instanță, deja am avut primele comunicări cu instanța, în sensul în care ni s-a solicitat o sumă estimativă a ceea ce înseamnă reparațiile, în vederea timbrării cererii noastre. Acum așteptăm... Și cam care a fost această serviciu de imunitate? Noi acolo am purtat o discuție, am chemat un expert care să ne spună care ar fi soluțiile pentru remedierea acestor probleme. E drept că discutăm de o expertiză extrajudiciară, undeva în jur de 2.600.000 de lei a fost estimarea pentru remedierea
vedere acestor neajunsuri. Noi am comunicat acest lucru instanței. Sigur că ulterior instanța ne va pune în vedere să timbrăm această cerere de chemare în judecată. Ulterior, pe parcursul procesului, se va desemna și un expert judiciar în cadrul acestui proces pentru expertizarea, pe de o parte, a lucrării, pentru a vedea care sunt cauzele care au dus la apariția acestor probleme. Dacă sunt probleme legate de sol, e clar că obligația va reveni primăriei. Dacă sunt probleme legate de fundație și de... Păi, noi am făcut studii geo, dar au fost făcute într-o perioadă în care a fost secetă. Și atunci, sigur că poate diferi de la o perioadă la alta. Însă, repet, toate aceste lucruri se vor clarifica doar în cadrul unui proces civil, lucru care deja are loc. Până atunci, noi vom întreține această arteră în condiții de circulație și mai departe vom acționa în consecință în funcție de rezultatele acestui proces. Și ultima chestie, mai mulți oameni mi-au spus că le e peste mână să cumpere bilete pentru Moromeții 2 de la biroul de evenimente și dacă puteți găsi o altă soluție... Că... Trebuie să plecăm de la premisa faptului că e un eveniment unitar. Nu e o activitate cu caracter permanent, drept pentru care aceasta a fost soluția în momentul de față. Sigur că în momentul în care vom reuși să obținem acea finanțare pentru cinematograf, altfel se vor desfășura lucrurile și... Pista de alergare. Tot ați promis să o prindeți în buget pe anul următor? Pista de alergare, discutăm de cea de pe stadionul Moldova, care se va reabilita și va prinsă acolo. Inclusiv îmi doresc ca pe stadionul Moldova să construim cel puțin un teren de fotbal sintetic acoperit, care să poată fi folosit și iarna. Și mi-aș dori și două terenuri de tenis. Spațiu există suficient. Vom. Veți interveni și la... igienizare pentru că... Bineînțeles, de, cu tot. De jur împrejur e... Cu tot. E o vulpe, sunt niște iepuri. Aia fac parte din natură. Da, bine. Fauna noastră. Da. Da, legat de întrebarea lui Gabi, referitoare la operatorul de sanitate, care e valoarea pe anul acesta a contractului de dezăpezire? No. Și cât ați consumat la primul Stați un pic să ne înțelegem. Este un contract încheiat pe 25 de ani, în urma unei licitații din anul 2007, nu putem să spunem care e valoarea contractului. Eu pot doar să vă spun că în acest an, undeva în jur de 750.000 de lei, au fost alocați din bugetul local pentru dezăpezire. Însă, când acești 750.000, luați în calcul și cantitatea de sare care a fost achiziționată de către noi. Bun. A doua întrebare... Care este stadiul procesului tot cu ei pe închiderea gropii de gunoi? A fost câștigat definitiv și irevocabil. De către primărie? De către primărie. Ce presupune acest... Nu presupune absolut nimic, presupune faptul că Primăria Municipiului Roman nu are absolut nicio obligație în eliminarea deșeurilor de la platforma temporară. Și... Toate aceste obligații incumbă Rosalului. Ei deja, din câte știu, nu la neutralizare, ci la transferul acestor deșeuri de la platforma temporară de la Roman la depozitul ecologic de la Girov. Vineri, guvernul a aprobat steagul. Aveți timp până la 1 decembrie sau vrea să comandați deja? Deja am comandat 50 de bucăți pe care le vom arbora în zona unde vom desfășura evenimentele din piața Roma-Vod. Diferențele sunt majore? Nu sunt semnificative, sunt diferențe de formă mai mult. Avem, în schimb, toate avizele, inclusiv al Comisiei de Heraldică și tot ceea ce a presupus acest demers birocratic. Ne-ați promis că site-ul va fi mai des, site-ul primarie va fi mai des actualizat și mai ușor de lucrat cu el. În acest an, e următorul obiectiv pe termen scurt, până la sfârșitul anului vom avea finalizat și noul site al Primăriei Municipiului Roman. În momentul de față se încarcă ultimele informații.
Ați vorbit despre lucrările de la trecere peste care pe rată. Faptul că s-a trecut la materializarea acelor reparații este urmarea demersului dumneavoastră exclusiv sau combinat cu cel al, cu interpelarea ministrului transportului către deputat? A fost un efort conjugat al primăriei și al mai multor parlamentari din Roman și din zona Romanului. Se vorbește de o rectificare bugetară. Cam ce așteptări aveți de la aceasta? La fel cum am avut și la cealaltă, zero. Adică zero. Da. Deja s-a făcut rectificarea bugetară, vreau să vă informez, tot vineri. UAT-urile nu au primit absolut nimic. Spuneți-ne, anul acesta este un an evident simbolic. V-ați interesat dacă în Roma nu mai avem cetățeni care să aibă vârsta centenarului, vârstă de an la biroul de evidență informatizată a persoanei? Ca să fiu sincer, nu, dar mi-ați dat o idee și o să verific. Ar fi foarte... Mi-ați dat o idee foarte bună. Vă mulțumesc chiar. Restul întrebărilor pentru emisiune. Vă mulțumesc. Doriți exclusivitate la el. Da. Vă rog. O singură întrebare legată de părerea omașcarului privind ieșirea din apa sepii, care aderea la capital, era vorba de o campanie de asta. Păi deja s-a demarat, am avut deja întâlnire și cu reprezentanții asociațiilor de proprietari și așteptăm primele tabele cu semnături de la ei, avem postat și pe site-ul primăriei și pe pagina de Facebook. Asta. Da, mulțumesc. Legat de sevara asta, 50 de ani de căsnicie, știu, se face anual și de bună. În schimb, dacă nu mă știu, v-am întrebat și anul trecut și am întrebat și pe domnul Loreanu înainte, nu se implică deloc evidența populației în chestia asta? Adică, de ce întreb? Pentru că oamenii ăștia sunt chiriți într-o oameni în vârstă și vremea de afară poate nu le permite să iasă cu un teanc de acte. Nu e un teanc de acte, tocmai v-a spus. E un certificat de căsătorie și carte de identitate. E pe site. Da, da, e foarte simplu. Nu pute... aceste date? Sunt date cu caracter personal și nu le putem accesa noi. Deci pot primi de la o fără... să spun, sau de la ANAF, un științare că-ți dat doar cu un leu, dar nu pot primi o științare că am primit 50 de ani de căsnicie? Păi da, sunt date cu caracter personal. Noi nu avem voie să analizăm actele personale ale cetățenilor decât în urma unor solicitări ale unor organe ale statului. Dar nu credeți că ar da bine pentru populație? Da, dar noi trebuie să respectăm și legislația. Eu sunt convins că dumneavoastră nu v-ar conveni dacă noi am verificat în actele de stare civilă la dumneavoastră anumite lucruri, să vi le comunicăm fără acceptul dumneavoastră. Fără acceptul dumneavoastră nu prea e ok. Da. Și avem o legislație foarte severă și strictă din acest punct de vedere. Am înțeles. Mai avem aici ceva. Operatorul de salubritate care se ocupă de dezăpezire are, știți cumva, o prioritizare? Adică în momentul în care trebuie să facă dezăpezire nu se mai ridică gunoiul? Nu, acolo au fost probleme, știu despre ce este vorba, am primit și eu aceste sesizări, au fost probleme legate de lipsa decongestionării zăpezii din zona platformelor gospodărești, au remediat aceste neajunsuri și au ridicat deșeurile. Deci, să treacă toată lumea din cauza incompetenței lor, n-au putut să-și facă treaba. Întrebați-i pe ei să vă răspundă ei din ce cauză n-au. Dar eu nu sunt operatorul. Deci, eu nu sunt operatorul, iar în ceea ce privește ridicarea deșeurilor de la asociațiile de proprietari, este un contract încheiat între asociația de proprietari și operatorul de salubritate. Spre comparație, vreau să vă spun că cei de la noul deschis centru comercial pentru care s-a făcut atâta tam-tam, au reușit să-și păsteze parcarea curată chiar și în timpul ninsorii. Nu știu dacă arată cumva că le pasă de interesele clienților. Când discutăm de sumele de bani ale unor privați, e clar că sunt ai privaților acei bani. Eu v-am explicat foarte clar la începutul emisiunii că noi trebuie și din punct de vedere economic să avem o gândire. Una e să dezăpejești o suprafață de 1000, 2000, 3000 de metri pătrați și alta e o întreagă infrastructură rutieră de aproximativ 200 de străzi. Ați spus că contractul ăsta de dezăpezire este de 750.000 de lei anul ăsta? Nu contractul, ci alocarea bugetară pentru acest an.
La fel cum ai spus că e 45.000, parcă trecerea... Eu v-am spus undeva, 30-40.000, o trecere pentru, pe toate străzile. Nu stau bine cu matematică, am verificat la calculator. Înseamnă vreo 16 treceri. Aproximativ, da. Au ieșit utilajele de două ori. Nu, fără sare. Fără sare, de bine, dat așa... Da, eu v-am dat grosomodo ca să înțelegeți ce înseamnă. Odată... Luați un pic în calcul și... Nu o să mai tindeți folosit celelalte... Nu, dar dacă i-am folosit la începutul anului, n-ați luat în calcul? La începutul anului? Păi da, n-a fost zăpadă și atunci? Ok. E per total. Păi, din banii ăștia, cam ce mai avem? Nu știu, undeva vreo... 100-200.000. Există posibilitatea să rămână în zăpeziți pentru că noi sunt bani? Dar nu e adevărat. Sumele de bani se pot plăti și la anul. Nu e o problemă. Am înțeles. În banii ăștia intră și transportul zăpezii sau doar împingerea spre... Și transportul zăpezii. Și transportul. Încărcarea și transportul zăpezii. Și s-a transportat. Dar bineînțeles. Tot ce am avut când am avut solicitări, da? Acum cu zăpada asta? Acum cu zăpada n-am transportat decât de aici din zona centrală, doi măgari până în zona casei de cultură. De ce vă întreb? Locuiesc pe o stradă care nu mai e stradă, e fundătură, tot aduc în discuție strada cea Rosetti în segmentul ăla, când o să se deschide, o să fie o sărbătoare națională. La care vă referiți? La segmentul dintre Bogdan Dragoș și Tineretului. Nu se va deschide niciodată, vă spun eu. Urmează să vă întreb și eu și treaba asta. Vin oamenii din zonă și spun nu ar fi o idee bună să dați drumul la strada aceea. Deci eu vă spun un lucru. Viața unui copil e mult mai importantă decât ocolirea pe 200 de metri. Dar priviți-o și din punctul ăsta de vedere. Fața scării timp de 15 minute ca să poți pleca cu mașina valorează pentru oamenii de acolo. Da, da, valorează mai puțin decât viața unui copil. Asta încerc să vă explic. Viața unui copil trebuie să fie prioritară pentru fiecare dintre noi. Bineînțeles, așa este. Ma, bine, mă bucur. Ca să înțeleagă toată lumea, vorbim de un eveniment care s-a petrecut acum 20 de ani. Și nu vrem să se mai repete. Am înțeles. Atât. Da, mulțumesc. O prelungire la ce a spus colegul vis-a-vis de dezăpezire. Lucrurile sunt un pic mai complicate, după părerea mea. Nu s-a ridicat de pe centru nicio zăpadă. Știți ce au făcut? Au împins-o pe trotuar și tot municipiul lor, după care le-a luat trotuarul și l-a curățat. Nu, eu vreau să vă întreb următorul. Nu, eu vă spun foarte clar, pentru că am chiar dat dispoziție și toată zăpada care a fost. Măgari, vă spun. Deci nu am încărcat nicio zăpadă. Aici, deci eu mă refer aici la Casa de Cultură. Am încărcat toată zăpada. Da. Nu, eu ați spus că de la doi măgari... Pe acolo am curățat și parcările. Asta vreau să vă sesizez. Au împins cu buldozerul pe trotuar și dimineața trotuarele erau pline, tot muncitorilor l-au dedus congestionat. Problema e următoarea. Dumnealor au un contract foarte lung. În condițiile, după opinia dumneavoastră, în care ei trebuie să facă și salubrizarea cu acest program, cu toate comunele, considerați că ei vor face față în această iarnă, dacă va fi mai lungă, să facă și dezăpezire și salubritate, pentru că au sesizat colegii. Containerele sunt pline, au pus niște lame în față la mașinile de gunoi, au deci niște improvizații. Dumnealor ar putea apărea la o conferință de presă alături de dumneavoastră să clarifice ultimele anexe la contractul pe care l-au de acum 30 de ani sau cât va dura, pentru că nu ne-au prezentat niciun utilaj achiziționat nou și sesizarea asta este de pe vremea domnului primar Leorean. Pe lângă asta, trotuarele se dezăpezesc cu anumite utilaje pe care ei nu le au. Deci ei fac numai niște improvizații în momentul de față. Întrebarea mea este, dumneavoastră, considerați că ei vor face față în condițiile unei ieri grele să facă și dezăpezirea conform solicitării dumneavoastră, că sesizările vin tot la primărie, nu la Rosal. E clar. Și să facă și ridicarea gunoiului în toate comunele prinse în acest proiect? Deci, sunt două lucruri total diferite. Din câte știu și din contractele pe care ni le-au pus la dispoziție, ei au încheiat contracte de închiriere utilaje de la alte societăți comerciale care au utilaje speciale pentru dezăpezire. Au fost o serie de schimbări legislative, vă spuneam, care au determinat în această toamnă unele autorizări în plus pentru șoferii acestor utilaje. Ultima discuție pe care am avut-o la sfârșitul săptămânii trecute,
s-a concluzionat cu ideea că ei au reușit să rezolve toate aceste probleme, în sensul în care pentru 21 de utilaje au utilaje de dezăpezire, și aici mă refer strict la utilaje de dezăpezire, nu la camioane și la celelalte mașini de gunoi, care doar în anumite zone efectuează dezăpezirea. În general în zona și în cartierul Spiru Haret, cam acolo se pretează cel mai bine și cam acolo le-au cantonat în fiecare an, urmând ca în celelalte zone să intrăm cu alte utilaje. Referitor la întrebarea dumneavoastră, să vă rog să mergeți să discutați cu reprezentanții operatorului de salubritate pentru a vă da ei acest răspuns, dacă ei pot face față și la dezăpezirea de la Roman și la colectarea deșeurilor din mediul rural, de la comune. E o informație pe care eu personal nu o dețin și am să vă rog să vă luați informația de la ei. Eu le-am solicitat ca în momentul în care primesc ordinul de începere de la noi, să aibă utilaje pregătire pentru intervenție la dezăpezire. Dacă vreți să prelungiți un pic, va intra în vigoare, nu știu, în iarna asta sau în iarna viitoare, aceste parcări cu plată. Ele ar trebui dezăpezite cu prioritate, pentru că cetățeanul va veni și va spune, doamne, eu îl plătesc și să-mi ia... Sunt de acord. Dacă parcările vor fi libere, vă promit că le dezăpezesc. A, deci va urma o etapă de anunțare. Păi, da. Și omul își va scoate mașina. Dacă vor scoate... Da, dacă cetățenii îți vor scoate... Când trec patru brazde și se ridică către la nivelul mașinii, cum și-o scoate omul din parcare să poată dezăpezi? Pur și simplu, cum o scoatem și noi. Cu lopata dăm zăpada pe spațiu verde și putem să ieșim. Păi, fiind mașina parcată, eu nu știu altă soluție cum se poate face. Legat de parcare, dacă... Ați spus la într-o conferință de presă anterioară că metoda de a plăti parcare este pentru disciplinarea conducătorul auto, nu neapărat o formă de venit pentru primărie. Da, asta este și gândirea. Deci noi nu dorim neapărat și nu vă imaginați că primăria va câștiga nu știu ce sume de bani în parcare. Eu vă dau numai un exemplu. Din parcările cu plată pe care le avem în momentul de față, încasăm undeva în jur de 4.000 de lei săptămânal. Deci 16.000 de lei lunar, într-un an undeva în jur de 200.000 de lei. Adică nu e o sumă cu care primăria poate să facă cine știe ce lucruri au. Sunt de acord cu dumneavoastră, dar într-un proiect de hotărâre de pe ordinea zilei de astăzi prevede că taxarea cu plată, taxarea prin SMS, da, va fi mai mare. Luați în calcul că va fi mai mare, în sensul că vor apărea niște costuri pentru... Pentru cel care va plăti prin SMS, da. Așa. Și atunci, dacă tot e o măsură de disciplinare, mă gândesc că poate... Nu, noi vreau să înțelegeți un lucru. Eu îmi doresc foarte mult să vin în sprijinul cetățenilor prin metode alternative de plată. Pentru că ba n-au bagnote de un leu, ba n-au monezi de 50 de bani. Și atunci noi am zis, ok, venim și cu o soluție alternativă, iar toate aceste lucruri, aparte faptul că se întâmplă în marea majoritate a orașelor din România, au fost și solicitate de către Romașcan. Chiar ei au venit și mi-au solicitat, dom'le, dați-ne posibilitatea să plătim și cu SMS. Ok, și am creat acest instrument de lucru. Ați făcut o estimare cât ar costa plata cu SMS-ul față de plata la un automat? Păi undeva cred că va fi o diferență 20-30 de bani. Și dacă tot era măsură de disciplinare, nu putea suporta primăria cei 20-30 de bani? Păi cum să-i suporte primăria? Dar hai să ne gândim din punct de vedere a legalității. Cum poate primăria să suporte diferența dintr-o taxă? Da, e o taxă care se plătește către... Nu, n-ați înțeles. E o taxă pentru comoditatea de a te deplasa la bancomat, da, la automatul de parcare, și pe care o plătești operatorului de telefonie. Nu are nicio treabă primăria în toată povestea asta. Deci, eu vă întreb pentru a lămuri cetățenii. Păi da, și eu sper... De ce este mai scump prin SMS? Pentru că e un tarif pe care îl plătesc operatorului de telefonie, plus TVA-ul care merge la stat. Și din punct de vedere legal, tariful respectiv nu poate fi suportat de primărie? Sub nicio formă. Am înțeles. Okay. Sub nicio formă. Atât. Au fost niște sesizări pe pagina sociale, chiar de la un ONG al cărui conducător e colaborator bun cu primăria, vis-a-vis de accesul la Roman. Domnul profesor sesiza faptul că... Accesul la? La Roman Valley, la mall. Așa. Că nu sunt practicate acele treceri pentru persoanele cu dizabilități. S-au făcut trecerile de pietoni. Eu am luat legătura, știu despre ce este vorba, am luat legătura cu reprezentantul centrului comercial
și am obținut promisiunea că se va interveni pentru remediarea acestui neajuns. Asta vreau să întreb, de cine ține amenajarea acolo? Ei care au executat lucrarea. Deci ei sunt cei Eu am vorbit deja cu reprezentantul acestui centru comercial, la fel cum am vorbit și în legătură cu semnalizarea acelei benzi despărțitoare de pe Ștefan cel Mare. Din câte am înțeles, au avut o sincopă în aprovizionarea cu materialul semnalizator al acestei delimitări. Până când le va ajunge, am luat decizia împreună cu colegii mei de la Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență să montăm noi niște indicatoare cu semnalizare luminoasă pentru a preîntâmpina producerea de accidente în zonă. Acolo unde a fost accidentul? Da. Și în partea cealaltă? Păi va fi și într-o parte și în alta. Și de pe ambele sensuri de mers în sensul ăsta. Le-ați promis niște noutăți vis-a-vis de achizițiile pentru iluminatul public ornamental? Spuneați că... Vedea că așa degeaba le spun. E surpriză? Păi, nu e surpriză, dar trebuie ceva palpabil, așa... Se montează aici. O parte dintre ele se vor vedea în momentul în care se va aprinde iluminatul ornamental pe 30 noiembrie, o parte se vor vedea în luna decembrie. O întrebare de la cititor. Există vreo posibilitate ca pe pagina primăriei să fie făcut un folder sau pe pagina socială a primăriei în care să se anunțe lucrările care se practică pe o perioadă în avans sau chiar în ziua respectivă în anumite zone, pentru că s-au modificat treceri de pieton, n-a anunțat nimeni la gară, s-au trezit a doua zi dimineață cu trecerea de pieton mutată la autogară, s-a modificat circulația rutieră. Administratorul în zona orașului este primăria Roman și de asta ei spună, nu s-ar putea să ne înștiințeze și pe noi. Păi, acum, din momentul în care avem această aplicație, avem și acolo rubrica de acolo. Buletinul de știri și, sigur, toate cele care privesc Romașcanii vor fi anunțate. Nu vor mai fi pe pagina primăriei. Vom încerca să păstrăm toate canalele de comunicare. Inclusiv comunicatele de presă. Da? Inclusiv comunicatele de presă. Care au fost camerale. Din punctul meu de vedere, acum, sigur, lăsând la o parte anumite aspecte, eu cred că a fost o comunicare destul de bună, inclusiv prin aceasta a rețelelor de socializare, care este o cale de a comunica activitatea administrației publice locale. Sigur, sunt unele sub forma unor comunicate de presă, dar cred că informațiile v-au parvenit întotdeauna așa cum v-ați dorit dumneavoastră și în timp util.